oboseală, paloare, slăbiciune, într-un cuvânt, anemie. Ce se întâmplă în organism când ne simțim slăbiți și anemici? Ne lipsește fierul. Fierul este un mineral esențial pentru transportul oxigenului la celule. Hemoglobina, pigmentul cu fier, și celulele, globulele roșii din sânge, sunt responsabile de transportul oxigenului, așa că avem nevoie de fier în alimentație. Organismul nostru nu are depozite de fier și trebuie să aducem prin dietă acest mineral esențial. Care sunt alimentele care conțin fier? În primul rând, trebuie să știți că există două tipuri de fier. Avem fierul hemic, un fier care există în produsele de origine animală, și fierul non-hemic, fierul prezent în vegetale. Care sunt produsele animale bogate în fier? Bineînțeles, pe primul loc este ficatul. Apoi avem carnea, cu cât mai roșie, cu atât mai bogată în fier. Și, nu în ultimul rând, tot ce înseamnă pește gras, de la sardine până la somon. Și, nu în ultimul rând, în fructele de mare, crevezi, caracatiță, și ele sunt bogate în fier. La capitolul produse vegetale bogate în fier, câștigător este, știați, spanacul. Mult fier au și leguminoasele boabe, fasole, linte, năut. Fier avem și în oleaginoase, nuci, semințe, migdale, alune. Și foarte mult fier în prietenul pătrunjel. Un alt produs delicios și bogat în fier este ciocolata. Cu cât mai neagră și mai bogată în cacao, cu atât mai mult fier. Ba chiar ajunge să fie egală cu carnea la capitolul compoziție în fier. Fier avem și în cereale, dacă sunt integrale, indiferent că e vorba de pâine, paste sau orez. Foarte mult fier avem în sfeclă, este recunoscut ca fiind un aliment antianemic, și, bineînțeles, în broccoli, pe care americanii îl consideră bogat și în fier și în calciu, și la capitolul anticancer, este leguma perfectă. Cu cât o legumă este mai puternic colorată, verde închis, de exemplu, cu atât este mai bogată în fier. Inclusiv frunzele de lobodă au mult fier. Deci mâncați verde închis ca să fie bogat în fier. Ce diferență este între fierul vegetal și cel animal? Ei bine, fierul de origine animală, fierul hemic, este mult mai eficient. El se absorbe în proporție de 25-30%. Pe când fierul din vegetale, chiar dacă este prezent, absorția lui este împiedicată de oxalați, de fitați, iar eficiența este undeva între 3 și 10%. Așa că întotdeauna, dacă aveți de ales, alegeți fierul animal. Și contează care este culoarea și tipul de carne ales, apropo de concentrația în fier. Cea mai concentrată este carnea roșie și apoi urmează, bineînțeles, carnea de pui. Și la pui este o mare diferență, pulpele au de 4 ori mai mult fier decât pieptul. Organele sunt foarte bogate în fier și ficatul în mod excepțional. Și la om și la animal, ficatul este organul în care există un mic depozit de fier. Deci acolo aveți fierul în cea mai mare concentrație, la fel și în rinic și în splină. Haideți să vedem care sunt factorii care, iată, ajută absorția fierului și alții care îl împiedică. Cine inhibă absorția fierului și afectează eficiența lui? Ei bine, cafeaua și ceaiul negru, pentru că taninurile se leagă de fier și blochează absorția, și calciu din lapte sau din alte legume. Așa că în momentul în care mâncați o masă bogată în fier, de exemplu o friptură sau o porție de salată, evitați să beți cafea sau lapte după acea masă. Oxalații din tot ce înseamnă leguminoase boabe blochează absorția fierului, așa că degeaba toate aceste cereale și leguminoase sunt bogate în fier, din păcate este un fier ineficient. Avem însă și vești bune, avem agenți care potențează absorția fierului. Aici, pe primul loc, trebuie să vorbim despre factorul MPF. Vine din engleză și înseamnă meat, poultry și fish. Aceste trei produse, aceste trei ingrediente, potențează și cresc absorția fierului din tot ce înseamnă legume, leguminoase și cereale. Nu întâmplător, carnea și peștele le consumăm fie cu legume, fie cu altă garnitură. Așa că întotdeauna puneți lângă friptură o salată, puneți lângă, iată, fasole sau linte, o bucățică de carne, puneți lângă pește, broccoli. În felul acesta MPF-ul funcționează și tot fierul non-hemic, cu absorție mai slabă, va fi potențat și accelerat de factorul MPF. Ca să creștem absorția fierului și să-l facem mai eficient, trebuie să folosim vitamina C, sos de roșii și oțet. Toate acestea înseamnă mediu acid. Așa că alegeți conserva de pește în sos tomat, puneți sos roșu, sos de tomate în tocănițe,
sau în salată puneți oțet sau zeamă de lămâie. Și în mod suplimentar aș vrea să laud conserva de sardine în sos tomat, avem calciu din oase, avem omega 3 din belșug, avem fier și pentru că în sos tomat toate sunt eficiente și bine potențate. Și un ultim secret, fierul nu este influențat de gătit, așa că puteți găti carnea în sânge sau mediu, cantitatea de fier nu se schimbă. Iar dacă gătiți în tigăi de fier, culmea, mâncarea gătită va fi îmbogățită suplimentar în fier. Fierul este stabil și este din belșug atâta vreme cât avem o alimentație diversificată, pentru că un pic din toate înseamnă sănătate.